Jocul a început să se îmbunătățească și dovada a venit runda trecută când Rogini au câștigat 2-0 în deplasare cu revelația începutului de sezon FC Voluntari. Și s-a întâmplat asta etapa trecută, 1-0 cu Astra. Iar acum au speranțe că vor rezista sau măcar că vor da primul gol în deplasare în acest sezon de Liga 1. Constanța, viitorul Constanța. Începe cu Cojocaru, poarta și zare 4-3-3. Dusom, Laden, Martinez și Denoyer în apărare. Matei, Gațaniaga și Ciobanu la mijloc. Stoian, Lucasen și Mățan în față. Absențe importante la viitorul. Iancu și Ghiță sunt accidentați. Cei doi capitani, sau primii doi capitani. De asemenea, Chițu, Osemi și ei loviți, iar Bobov și Gane au venit cu COVID de la lotul de tineri. Avem un debut în Liga 1, este vorba despre arbitrul Andrei Moroiță. La primul meci în Liga 1, Moroiță are 38 de ani, este ploieștean și e de meserie inspector. FC Argeș cu Micle în poartă, așezare 4-4-2, Tofan, Leca, Deland și Mușat în apărare, Matei, Prepeliță, Șerban și Grecu la mijloc, în față Mesacoli și Malele, poate pe parcursul reprizei secundare. Oaspeții au avut lovitura de începere și o primă diagonală încercată de Prepeliță. Mingea ajunge până la urmă în flancul stâng. Acolo este Grecu. Prăgostitul de minge, Mățan are culoar, șutează Mățan și mingea trece la mică distanță de stâlp, a fost atinsă, poate de portar. Ciobanu, Mățan, Ciobanu insistă pe flancul stâng. Cosmin Matei, lovitură de cap cu boltă, mingea cade pe plasă. Ciobanu ține cam mult de minge. Lucasen și Micle nu reușește să evite cornerul. Mai puțin de 4 goluri în cele 7 etape. La concentrarea se demarcă Malele, nu este de land acolo. Penalti! Intervenția lui Dusso este neglijentă. Malele, fără emoții. 1-0 pentru FC Argeș. Dar posesia aceea prelungită îi dădea dreptul să spere că ea va fi echipa care deschide scorul. Bine, nu s-a întâmplat așa. Și intervenție la minge. Decide arbitrul în vreme ce Cosmin Matei se plânge. Atac bun și un șut apărat de Cojocaru. Un șut foarte bun. Apărare om la om. Este primul corner al lui FC Argeș. Și vine șutul lui Prepeliță. Mingea se duce peste stadion. Gabi Matei. Și un șut la colțul lung, acțiune frumoasă, șut încercat de Malele și din nou Malele angajat, bine primește Malele, Martinez este lângă el, Malele are sprijin, Malele poate pasa cu Grecul, Malele și face loc și șutează gol! Gol dublă Malele! Formidabil șutul acestui jucător care între 2013 și 2017 a fost în lotul lui Palermo. E drept că începutul acesta de sezon n-arată prea bine pe teren propriu pentru viitorul, care are singura victorie în 4 partide și se pare că va rămâne cu aceea. Încă o dată, acțiunea bună, acțiunea excelentă a puternicului Malele. Șasează mingea pe drepturi și șutează imparabil. Martinez este în fața lui, la o distanță cam mare, nu reușește să-l oprească pe Malele, apare acolo și Mladen. Victor Fernandez intră mult în careu, minge care ajunge și este fructificată de șutul senzațional al lui Gazaniaga. Vedem încă o dată faza. Victor Fernandez, cred că se retrage prea mult Mușat. Gazaniaga șutează aproape de pe loc. Mingea mângâie plasa laterală. Este într-adevăr un șut imparabil. Micle
bojează după balon, dar mai avea un metru și ceva ca să îl lași dreapta. Bună pasă, bună pasă, Casab, Fernandes. Și vine șutul apărat senzațional de Micle. Urcă Martinez, șutul său respins peste poartă. Reușește Victor Fernandez, centrează Victor Fernandez. Lovitură de cap prinsă de Micle. Nu Victor Fernandez. Andrei Ciobanu, centrare bună, penalti! Penalti și cartonaș galben văzut, este al doilea văzut de Gabi Matei, care este eliminat. Mălțan obține penaltiul. Ciobanu se apropie de minge, șutează și scrie fără emoții. A plecat în colțul opus, portarul Micle. Ciobanu face 2-2 din penalti. Apar diversele tertipuri pentru ca mingea să nu fie repusă în joc. Și se termină, până la urmă se termină un meci în care piteștenii puteau să se impună.